Salut, fecioare! Voi face citirea pentru relații octombrie și voi începe cu întrebarea pentru oracolul Lenormand: ce este bine să faceți pentru a avea o relație sau relații în general bune? Să vedem. Să vă ocupați de casă, de căminul vostru. Să încercați să-l modernizați, să vă petreceți mai mult timp acasă. De aici vă vine norocul vostru și din discuții. Știți, așa cum stau aceste două păsări, ne gândim la două persoane care stau de vorbă din discuții pe care le aveți cu o persoană, nu neapărat o persoană care să vă facă probleme, deci nu, este ca și cum ați sta la taclare, deci ați vorbi și sunteți, vă aduce noroc. Și sunteți acasă, deci am zice acasă, în familie, poate cu partenerul de viață sau partenera de viață, să vă petreceți mai mult timp și este norocul vostru acesta. Căminul, totul este norocul vostru. Haideți să vedem mai departe. Le lăsăm deoparte și să mergem la tarotul druid pentru a vedea cum va fi relația voastră în octombrie. Fecioare, relația voastră în octombrie. Așa cum a sărit. Deci comunicați foarte mult. Se poate. Voi așteptați ceva. Este ca și cum ați avea. Am pus eu pachetul invers. Este ca și cum ați avea, deci asta este poziția normală, o alegere de făcut. Cineva vă propune ceva și voi nu prea puteți face nicio alegere. Preferați să rămâneți în poziția de așteptare. Vedeți acest personaj, are această așteptare și nu alege nicio cale, niciun drum. La fel sunteți și voi. Nu sunteți deciși. Este o indecizie. Dar de multe ori ne gândim că nu aveți ce alege. Drumurile merg în aceeași direcție, parcă merg paralele. Deci, acesta ar fi aspectul. Să așezăm mai departe cărțile, asta este. Toate se mai întâmplă să sară din pachet, nu întotdeauna. Bun.
Ați văzut că la mijlocul pachetului, la mijloc aici, situația relației voastre, este o relație de comunicare. Comunicați foarte bine, nu aveți probleme. Am zice cu această comunicare, este o comunicare foarte rapidă între voi. Dacă ați observat și la Lenormand, a ieșit tot la fel, discuții, comunicare, păreri pe care le ascultați, le comentați. Asta și reprezintă. În mijlocul relației voastre, voi, fecioarele, sunteți chiar voi. Dacă sunteți bărbați, chiar voi sunteți. Adică persoane care sunteți creative, călătoriți, realizați venituri și, bineînțeles, este și organizați, adică sunteți persoanele care puteți să aduceți o situație benefică din punct de vedere financiar în această relație, unde comunicați bine. În partenera voastră s-ar părea că este o femeie cu ascendentul zodia sau luna plină în rac. Sau să discutați despre o persoană cu aceste aspecte legate de rac. O persoană care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul și chiar ei îi place să facă tot timpul legătura cu trecutul, să o preocupe trecutul, să o preocupe originile ei din trecut. Relațiile, familia și gândul vostru este la o regină de bâte. O femeie totuși cu ascendentul zodia poate fi însăgezător aici, fiindcă avem vulturul lui Jupiter și vorbim de săgezător și dacă sunteți femei, s-ar putea să aveți ascendentul, zodia sau luna plină în săgetător. Sau să vă gândiți la o persoană apropiată vouă, care are o legătură cu săgetătorul. Deci, o femeie totuși energică, hotărâtă, aprigă când este vorba de lupta pentru dreptate, pentru adevăr. O femeie care are foarte multă intuiție, poate să vă ajute dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie, poate să reprezinte o rivală și vă gândiți la această rivală. Poate să fie o rivalitate ceva, sau dacă sunteți bărbat, așa cum apare aici fecioara, s-ar putea să aveți gândul la această persoană, să vă gândiți la ea. Partenera gândește la bani, sau partenerul gândește la bani. Banii care poate să-i folosească, banii pe care poate să-i aducă în familie, cum să folosească acești bani, să-i împartă, astfel încât să poată să facă plățile pe care le are de făcut, dar să și îi rămână suficient de bine pentru distracție, pentru micile plăceri. Aici, la acest fecioară, s-ar putea să fiți voi și voi să vă aduceți pe voi în relație și ceilalți la fel și să fie o relație cu o persoană cu rac sau poate să fie un alt aspect, dacă sunteți femeie, să aduceți în familie din nou o persoană care sau în această relație să aduceți cu voi o persoană cu ascendentul zodia în fecioară, un bărbat. Sau să vă gândiți tot timpul la realizările acestei persoane. Bun, aici vorbim de bani. Arătați celorlalți generozitatea voastră,
de a primi, de a oferi bani, de a oferi o șansă celorlalți sau celuilalt, puteți să-i oferiți o șansă și acest lucru văd ceilalți. Iar partenerul vostru arată împăcarea, arată că vrea să se împace, vrea să ajungă la o armonie, la o înțelegere, fiindcă împăcarea reprezintă acel moment când celălalt cedează, cedează și celălalt, ajung la o înțelegere, dacă eu am cedat asta, cedez și tu asta, și este o împăcare, o înțelegere, o armonie. Așa cum am spus, pentru unii poate să reprezinte fecioara și partenera, sau poate să reprezinte persoanele cu care vin, dar pentru fecioară îi este gândul și la o săgetătoare, la o femeie matură, energică, hotărâtă. Bun, aceasta a fost citirea pentru voi. Eu zic că nu sunt probleme foarte mari în această lună. Vă împăcați cu cineva, ajungeți la o armonie, la o înțelegere, poate chiar privind folosirea banilor. Vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.